Alfons Daudet, Port Tarascon, Cartea a treia, capitolul 3, Urmarea memorialului lui Pascalon. De pe 5 pe 15 iulie. Închisoarea orașului, în Tarascon, este un castel istoric, vechiul castel al regelui René, care se vede de departe pe malul Ronului cu cele 4 turnuri ale sale. Castelele istorice nu ne-au purtat niciodată noroc, deja din Elveția, când ilustrul nostru Tartarin a fost luat drept o căpetenie nihilistă și noi toți, odată cu el, am fost aruncați în temnița lui Bonivar, la castelul din Chillon. Este adevărat că aici e puțin trist. Te afli în plin soare, aerisit de vântul ce bate dinspre Ron și nu plouă ca în Elveția sau la Port Tarascon. Celula mea este foarte strâmtă. 4 pereți de piatră tencuită, un pat de fier, o masă și un scaun. Lumina intră printr-o ferestruică zăbrelită deasupra Ronului. De acolo, în timpul Marii Revoluții, au fost aruncați iacobinii în fluviu pe notele celebrului cântec De Brin o De Bran, Cabusaran. Și cum repertoriul popular nu se schimbă prea mult, ni se cântă și nouă acest refren înfricoșător. Nu știu unde este găzduit bietul meu guvernator, dar trebuie că aude ca și mine aceste voci care urcă seara de pe malurile Ronului și trebuie că prin cap îi trec tot felul de gânduri ciudate. Să te afli în intimitatea unui mare om este atât de obositor cu timpul, îți vorbește mereu numai despre el și nu se ocupă niciodată de ceea ce te interesează. Astfel, pe Tomahawk, nici o secundă pentru mine, nici o clipă în care să fiu lângă Clorind. De atâtea ori îmi spuneam, ea este acolo jos, dar nu puteam să scap. După masa de seară aveam deja partida de șah cu comandorul, apoi restul zilei Tartarin nu mă lăsa deloc, mai ales după ce îi mărturisisem că țin un memorial. Scrie asta, nu uita să spui asta. Și anecdote despre el, despre părinții lui, nu foarte interesante. Gândiți-vă că Las Cases a făcut meseria asta timp de ani de zile. Împăratul îl trezea la 6 dimineața, lua cu el pe jos, călare, îndrăsură și îndată ce porneau la drum, ești aici, Las Cases? Atunci să continuăm. Când am semnat tratatul de la Campo Formio, sărmanul confident avea și el necazurile lui, copilul bolnav, soția rămasă în Franța, dar ce însemnau toate acestea pentru celălalt care nu visa decât să se mărturisească, să se explice în fața universului, a posterității, în fiecare zi, în fiecare seară, ani în șir. Asta vrea să spună că adevărata victimă de pe Sfânta Elena nu a fost Napoleon, ci Las Cases. Eu acum am fost izbăvit de aceste chinuri. Dumnezeu mi-e martor că nu am făcut nimic pentru asta, dar am fost despărțit și profit pentru a mă gândi la mine, la nenorocul meu care este mare, la mult iubita mea Clorind. Mă crede oare vinovat? Ea nu, dar familia ei, toți acești Espazet, de Lescudel, de Lambesc, în lumea lor, un om fără titlu este întotdeauna vinovat. În tot cazul, nu mai am nicio speranță că voi fi acceptat vreodată ca soț al Clorindei, decăzut cum mă aflu acum, deposedat de onoruri. Voi merge să-mi ocup din nou postul printre borcanele lui Bezuchet, la farmacia din Piațetă. Asta este gloria.